pe 5. Am plecat după la 4:30, ne-am trezit. Am plecat. Nu prea ne-am obișnuit la seara, suntem așa obosit, nu ne-am luat somnul. Ne-am oprit la benzinărie. Să vezi. Am pus George benzină. Vine cu un cappuccino să mă și trezesc. N-am mai avut acasă lapte pentru cafea și n-am mai cumpărat. Și concluzie, n-am mai băut. Și cam atât deocamdată, suntem în Norvegia deocamdată.
Noi doar ce ne-am cazat undeva în Cehia, ne-am oprit să ne odihnim peste noapte și mâine să o luăm din loc. Și cam aceasta este camera. Nu e ceva wow, dar e suficient, nu? Televizor, o canapea acolo, o măsuță, patul destul de mare și ok. Și aici o baie la fel de decentă. Și Matei care se joacă cu cheia. Da, cam asta. Ne vedem și mâine. Deocamdată suntem în Cehia. Și mâine o să ajungem și în România. Bună dimineața. Este sâmbătă? Sâmbătă, da. Haideți să vă arăt și camera. Noi suntem în Deva acum. Cam asta e intrarea și aici o oglindă. Aici o baie. Foarte, foarte drăguț. Aici îl avem pe Matei care își face de lucru. Și aici este patul. Am deschis geamul un pic. A fost cam cald, n-am dat drumul la aer condiționat din cauza lui Matei. Un televizor. Ceva decent, zic eu. Deocamdată suntem la Deva, e ora 8 dimineață și o să mergem spre căsuță. Mergem acasă? Mergem? Ei, Matei, a mers în pițioare? Ia vină la mine. Vin cu a? Ia vină și la mine. Opa! Opa, așa! Sus! Așa, bravo! Bravo! Am plușit toate șerpețele. Unde te duci? Vino aici!